Bună ziua! Bine ați venit la constituirea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia. Ședința pentru ceremonia de constituire
este condus de cel mai în vârstă consilier local, al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandat a fost validat. Din evidențele dosarelor alegerilor locale din data de 9-10-2024, rezultă că cel mai vârst din consilier este domnul Paul Voicu, consilier din partea PSD, iar cei mai tineri consilieri sunt domnul Paul Victor Florea, consilier independent, și Stânia Bogdan Ioan, consilier din partea Partidului Social Democrat. În consecință, invităm pe domnul Paul Voicu, pe domnul Paul Victor Florea și Stânia Bogdan Ioan să îi se alăture și să preia conducerea ședinței. Stimați colegi și colege, domnilor și doamnelor invitați, nu vă rețin mult, doar o secundă, în 1996 am depus primul jurământ de consilier local. De atunci am avut onoarea să figurez în ziua de astăzi, salut la mandat de consilier local și onoarea mea, 5 de viceprimar. Mă corecta colegul Sandu Cornel înainte de ședință că al 7-lea nu l-am pus la un sfârșit, a fost numai 3 luni. Asta e viața ce să facem, probabil că nici pe asta o să duc la un sfârșit, să vedem ce ne așteaptă viitorul. Vom vedea succes tuturor, un mandat bun, frumos, cu înțelegere, cu armonie, cu liniște, și să facem administrație pentru cetățenii care au ales pe toți în mod egal, fie AUR, fie PSD, fie independent, fie PNL. Domnule secretar, trebuie să începem cu depunerea jurământului de către consilierii locali aleși. În ordinea care au fost și prezentați, vă rog să citiți singur încheierile de la judecătorie. Mulțumesc. Încheiere civilă 6707 per CCP 2024, pe rol se află judecarea cauzei civile privind petenta municipiului Iulia prin secretarul general, având ca obiect validare mandat consilier local. Consider că au fost lămurite împrejurările de fapt și temerile drepte ale cauzei, instanța în temeiul articolului 394 Cod de Procedură Civilă, deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele. Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe, s-a solicitat validarea rezultatului alegerilor care au avut loc în 9 iunie 24 pentru funcțiile de consilier local ai municipiului Alba Iulia, ceea ce îi privește pe Lase Ioan Bogdan, supleant, Petru Gabriel, Fulea Ioan, Filimon Marius, Rotar Colina, Morcovan Ioan Lucian, Sandu Cornel Serian, Bucureștean Narcisa Ioana, Negruțiu Adrian Gândiu, Toma Adina Cristina, supleant, Paul Voicu, Tomuța Florin Alexandru, Stânea Bogdan Ioan supleant, Popa Ramona Claudia, Petruțiu Liviu Dorin supleant, Trifu Marian Mircea, Goia Laura Virginia, Drașan Andrei Ioan, Nanu Dana Elisabeta, Dogar Vasile Bogdan și Florea Paul Victor. Analizând îndeplinirea condițiilor de validare a mandatelor consilierilor locali declarați aleși, instanța reține în fapt din procesul verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor la data de 9 iunie, rezultă că în urma repartizării mandatelor de consilier local au fost atribuite mandate consilierilor locali mai sus prezentați. Semnata Bucureștean Narcisa Ioana, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, în conformitate cu prevederile articolului 117 din UOG numărul 57/2019, privind codul administrativ, modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia următorul jurământ.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Alba Iulia. Așa să ne ajute Dumnezeu. Subsemnat deputat Vasile Bogdan, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Alba Iulia. Așa să mă ajute Dumnezeu. Însemnatul Andrei Ioan, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Alba Iulia. Așa să mă ajute Dumnezeu. Subsemnatul Filimon Marius, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și în priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Alba Iulia. Așa să ne ajute Dumnezeu. Subsemnatul Florea Paul Victor, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și în priceperea mea pentru bine locuitorul municipiului Alba Iulia. Așa să ne ajute Dumnezeu. Subsemnatul Fulea Ioan, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Alba Iulia. Așa să ne ajute Dumnezeu. Subsemnata Gorea Laura Virginia, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Alba Iulia. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Lasă Ioan Bogdan, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiilor din Alba Iulia. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Amelia Petru Gabriel, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Alba Iulia. Așa să ne ajute Dumnezeu. Subsemnatul Morgovan Ioan Lucian, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Alba Iulia. Așa să ne ajute Dumnezeu. Semnata Naru Dana Elisabeta, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Alba Iulia. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Negruțiu Adrian Emilu, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Alba Iulia. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Paul Voie, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului municipiului Alba Iulia. Așa să ne ajute Dumnezeu. Subsemnatul Petruțiu Lidorin, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și puterea mea pentru binele locuitorilor municipiului Alba Iulia. Așa să ne ajute Dumnezeu. Subsemnata Popara Mona Claudian, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Alba Iulia. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnata Protar Corina, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Alba Iulia. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Sandu Tonel Stelian, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Alba Iulia. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Subsemnatul Sfânia Bogdan Ioan, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Alba Iulia. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnata Tomadina Cristina, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Alba Iulia. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Domnul Florin Alexandru, consilier local de la Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Alba Iulia. Așa să ne ajute Dumnezeu. Subsemnatul Trifu Marian Mircea, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, în conformitate cu prevederile articolului 117 din nou G numărul 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Alba Iulia. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Vreau să am o subsemnare a cererii pretențelor municipiului Alba Iulia, prin secretarul general, privind validarea mandatului de primar al municipiului Alba Iulia. La felul nominal, făcută și în schimbarea din Consiliu, se constată lipsa pretențelor. Procedura este legală de primită, fără citarea pretențelor. S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care. Instanța. Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele. În cererea înregistrată pe rolul judecătorii Alba Iulia, dosarul numărul 1457/176/2024, prin cererea înregistrată pe rolul judecătorii Alba Iulia, Municipiul Alba Iulia, secretarul general a solicitat instanței validare a mandatului de primar al Municipiului Alba Iulia, opțiunea domnul Pleșa Gabriel Codru. În urma alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, ce au avut loc la data de 9 iunie 2024. În dovedire, a solicitat influențarea proiectului consensului. Am reținut înscrisurile depuse la dosar, instanța reține că, în urma scrutinului, consensurat în data de 9-6-2024 în anul iulia, domnul Pleșa Gabriel Codru, candidat la funcția de primar din partea Partidului Național Liberal, a obținut cel mai mare număr de voturi, respectiv 13.270, din numărul total de voturi valabil exprimat. Aspect care este din cuprinsul procesului verbal centralizator. Astfel încât a fost declarat ales de către biroul electoral de circumscripție, în demeiul articolului 101, aliniatul 2, din legea 115/2018. Domnul primar, Gabriel Codru. Subsemnatul Pleșa Gabriel Codru, primar al municipiului Alba Iulia, județul Alba, în conformitate cu prevederile articolului 117 și articolului 150 din OUE numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, cu modificările și cu completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local al municipiului Alba Iulia următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Alba Iulia. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Iată, astăzi, un moment emoționant, depunerea jurământului și constituirea
noului Consiliu Local, depunerea jurământului pentru a doua oară a mea în calitate de primar a municipiului Alba Iulia. Este o mare emoție, pentru că știți foarte bine că iubesc acest oraș ca și pe copiii mei. Felicit vechiul Consiliu Local. Am pornit greu. Luni au fost 4 ani de zile de când am depus jurământul în contra Senatului Universității, în aer liber, măști pe figură și știți foarte greu cât de greu, ce vremuri au fost de atunci încoace. N-a fost un mandat ușor, în afară de schimbarea în sine care vedeam în administrația locală, aveam mulți consilieri locali tineri, ceea ce m-a bucurat, mulți în consiliul local oameni noi. Aveam la început 6 doamne și apoi au fost 7, deci o treime. Numărul consilierilor locali erau doamne, lucru fără precedent în istoria consiliului local post-revoluționară. Și știți foarte bine toate provocările din acești ani, cu pandemie, cu război, cu crize energetice, cu crize economice, cu crize politice, cu tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat să trăim. Nu a fost ușor, dar iată, astăzi, la finalul unui prim mandat al meu și la finalul unui ciclu a Consiliului Local 2020-2024, putem să fim mândri că Alba Iulia a progresat, Alba Iulia a mers înainte. Și toate cifrele pe care o să le vedeți astăzi, chiar în raportul primarului la 4 ani de zile, ne arată și ne îndreptățește să fim mândri de ceea ce am realizat în cei 4 ani, cu toate problemele pe care le-am pomenit înainte. Urez noul Consiliu Local succes. Suntem, mă uitam, 12 consilieri locali noi, mai bine de jumătate. Și mă bucur acest lucru. Sigur, două persoane revin în Consiliul Local. Avem persoane care au fost consilieri județeni. Avem 6 doamne și un Consiliu Local tânăr. E foarte bine, reprezentativitatea pentru societatea și pentru comunitatea din Alba Iulia este foarte bună. Nu rămâne decât să ne sufletăm mâine și de mâine să ne apucăm de treabă. Sunt provocări multe. Alba Iulia este la un moment de răscruce în care poate să urce sus și să fie categoric un exemplu de bune practici la nivel național și internațional. Sunt ani în care trebuie să absorbim tot ceea ce se poate din fondurile nerambursabile. Sunt ani care cred că vor fi determinați pentru viitorul comunității noastre. Va sta în puterea, în priceperea noastră, în voința noastră, în înțelepciunea noastră, să facem acest lucru. Și știți foarte bine că fac apel așa cum am făcut-o întotdeauna. Munca în administrația locală, indiferent că ești în executiv sau în legislativ, cum sunteți dumneavoastră, este o muncă, în primul rând, de sacrificiu. Pentru că vă rog să vă puneți agenda personală în spatele agendei publice. Doar așa vom putea să luăm hotărâri bune, înțelepte, doar așa vom putea să ducem acest oraș înainte. Premisele sunt bune. Dar știm foarte bine că perioada aceasta, 2024-2028, este hotărătoare pentru binele comunității. Și sunt convins că oricare dintre dumneavoastră, indiferent de opțiunile politice, vă doriți binele acestei comunități. Pentru că de aceea ați candidat și de aceea ați convins electoratul să vă trimită în Consiliul Local. Tocmai de aceea fac acest apel și voi face și pe parcursul anilor care vor urma, la înțelepciune, la înțelegere, la dezbatere. Sunt un om deschis, voi fi cât se poate de democrat în dezbaterile din Consiliul Local, în conducerea ședințelor Consiliului Local și alte lucruri pe care cumva le-am început în vechiul mandat cu Consiliul Local și care au funcționat. Și sunt convins, chiar dacă avem păreri diferite, că vom lua hotărârea cea mai înțeleaptă. Să nu uităm că democrația
se face cu majorități, nu cu unanimități și nu cu minorități care se impună unei majorități anumite lucruri. Încă o dată vă urez succes, mă rog la Dumnezeu să fie o zi de care să ne aducem cu toți aminte, să fim sănătoși și să ne ducem mandatele la capăt. Dacă lucrurile vor arăta așa cum ne dorim toți astăzi, sunt convins că vor avea rezonanță în eternitate și în comunitatea din al doilea, iar copiii și nepoții noștri ne vor pomeni de bine. Vă mulțumesc! În primul rând vreau să-l felicit pe domnul primar și fosta echipă care își încheie mandatul pentru activitatea pusă în folosul cetățenilor din municipiul Alba Iulia. Totodată, să vă felicit, domnule primar, pe dumneavoastră și pe noi consilieri, pentru mandatul care v-a fost înferințat. Vă doresc succes și vă spun că succesul dumneavoastră va fi în folosul cetățenilor din municipiul Alba Iulia. Vă îndemn să nu țineți cont nici de partide, când trebuie să lucrați pentru oamenii care v-au trimis în Consiliul Municipal. Doar dacă sunteți o echipă, veți putea face lucruri mărețe și cred că municipiul nostru merită toată munca dumneavoastră, pentru că ne apropiem de 1 decembrie și de fiecare dată ceasul sună de la Baiu. Așa că vă îndemn să munciți împreună, să faceți tot ce ține de dumneavoastră și astfel veți duce menirea la îndeplinire în folosul cetățenilor. Succes, felicitări, multă sănătate! Zi emoționantă pentru mine, cred eu, și pentru consilierii locali și pentru asistența care astăzi a fost în număr atât de mare aici, în sala dietei la Palatul Principilor Transilvaniei. Sigur, gândurile în noul mandat sunt cele vechi, adică tot ce n-am reușit să îndeplinesc și mi-am dorit în primul mandat să reușesc în al doilea. Nu va fi ușor, dar sunt convins că dacă vom continua să punem, așa cum am spus și Consiliul Local, agenda personală în fața, agenda publică în fața agendei personale, eu cred că vom reuși acest lucru. Este o situație în care, nu știu, vreau să vă determin să promiteți ceva. Reacția cu presa, în prezentul mandatul nu a fost tocmai cu conferință de presă, ca să zic așa, cum ar trebui să fie. Conferință de presă, da. Altfel, eu am răspuns presei de câte ori m-a solicitat sau dacă m-au invitat la emisiuni. Într-adevăr, aceste conferințe de presă va trebui cumva să le încetățenesc. Din păcate, când am venit acum 4 ani de zile la conducerea primăriei, era acea stare de necesitate, vreo un an și jumate, nu prea aveam voie să ne trim și nu ne-a intrat în obicei un lucru care trebuie făcut. Eu îmi doresc să facem conferințe de presă măcar o dată pe lună și ori de câte ori există probleme în care presa trebuie să informeze cetățenii. Un proiect care ar trebui să înceapă imediat în nou mandat. Da, imediat în nou mandat aș vrea din suflet să reușim să terminăm proiectele începute pe NRR, să putem să începem cât de repede cele care încă, pentru care nu am semnat contracte, pentru că acel termen de septembrie 2026 stă ca o sabia lui Damocles deasupra capului nostru și, bineînțeles, să câștigăm cât mai multe proiecte pe noua finanțare 2020-2027.